Obstacolul din drum. Un vremuri străvechi, un rege dădu ordin, într-o bună zi, ca pe drumul cel mare a regatului să fie pus un bolovan uriaș. Apoi, regele se ascunse și urmări să vadă dacă cineva va îndepărta din drum piatra uriașă. Câțiva supuși de la curtea sa și câțiva negustori trecură pe acolo, dar ocoliră bolovanul. Cei mai mulți îl acuzară pe rege că nu păstrează drumul liber, dar nu făcură nimic pentru a-l elibera. Apoi, regele zări venind pe drum un țăran sărman, cărând în spinare o legătură mare de spice de orez. Apropiindu-se de bolovan, țăranul puse legătura jos și încercă să mute piatra la marginea drumului. Străduindu-se din greu, reuși în cele din urmă. Pe locul unde fusese piatra, găsi un săculeț. În el se aflau mai multe monede de aur și o însemnare a regelui, care preciza că banii îi vor aparține celui care va îndepărta piatra. Țăranul păstră banii și își urmă drumul. Morala: fiecare obstacol din drumul nostru în viață reprezintă o provocare și un prilej de a evolua. Fiecare reușită, fiecare depășire a unei greutăți ne oferă împlinire și mulțumire.